Proiectul strategiei de mediu a fost subiectul unei conferințe de presă susținută de ministrul mediului Gheorghe Șalaru. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile programului de activitate a guvernului pentru 2013-2014. Necesitatea elaborării strategiei a fost condiționată și de negocierea acordului de asociere la Uniunea Europeană, în care sunt stabilite angajamente în domeniul mediului. Aici avem două obiective generale, mari, două mari scopuri, care s-ar numi în felul următor. 1. Asigurarea unui management de mediu eficient ajustat la standardele europene și 2. Asigurarea durabilității mediului prin promovarea principiilor dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi a Republicii Moldova. Strategia este axată pe realizarea reformei instituționale de mediu. Aceasta presupune reorganizarea instituțiilor de mediu, crearea unor instituții noi în scopul delimitării clare a funcțiilor de elaborare, implementarea politicilor de mediu, precum și cele de control al respectării legislației în domeniu. În acest sens, urmează a fi creată Agenția de Mediu. Ea va avea funcții de implementare a politicilor și legislației, de reglementare, autorizarea activităților de protecție a mediului. Inspectoratul Ecologic de Stat va avea doar funcții de control. De asemenea, se propune ca Agenția Mol-Silva să treacă în subordinea Ministerului Mediului. Strategia presupune crearea a agențiilor de mediu, trei agenții de mediu, centru, nord și sud, ceea ce astăzi nu avem. Avem Autoritatea Publică Centrală de Mediu, care elaborează politici, care elaborează strategii, elaborează legi, regulamente, dar nu avem cei care trebuie să le implementeze sau să promoveze implementarea lor. La nivel de regiuni, la nivel de raion, la nivel de primărie, având aceste trei componente, Autoritatea Publică Centrală de Mediu, agențiile de mediu care vor implementa și inspectoratul care se va ocupa mai mult de controlul îndeplinirii și monitorizarea calității mediului, desigur că vom avea și un management integrat, eficient, al protecției mediului în Republica Moldova. Pentru a pune în aplicare strategia de mediu pentru următorii 10 ani, statul ar trebui să cheltuie circa 8 miliarde și jumătate de lei, ceea ce ar constitui aproximativ 1% din produsul intern brut anual. În prezent, această alocație este aproape de 4 ori mai mică.